În toată călătoria asta, momentan, nu am pe nimeni. Bine, pot să zic că o am pe Anca, care momentan trebuie să aducă pe lumea al doilea copil în familia noastră. Și pe părinții noștri, dar eu pentru ei sunt doar Vlad. Nu sunt Vladinsky. Nu sunt pictor. Sunt copilul lor și știu că vor ce e mai bun pentru noi. Dar în situația asta, aș fi preferat să am un sponsor. Nu vreau să cer de la nimeni, pentru că nu aș vrea ca mai târziu cineva să îmi bată obrazul. Nu vreau să port nu știu ce tricou, să fac reclamă la nu știu ce corporație. Fac asta pentru oameni. Când voi fi acolo, pentru că orice ar fi, voi fi acolo, acolo voi fi român. Și voi reprezenta România fără să cer ceva cuiva înapoi. O să fiu acolo și o să-mi fac datoria așa cum știu mai bine. Am zis și o să mai repet. Am început să fac lucrul ăsta, și anume pictura, căutând o formă prin care să mă exprim. Am riscat să-l fac prost la început, dar doar așa puteam să învăț să ajung în vârf.